tringa tolinada. Tringa tringa tolinada. Tagenda tati 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 tagenda tati 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 tagenda tati 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 tagenda tati tati. Deosebită. A creat niște lucrări extraordinare care sunt amplasate la Ungheni și care dau un element de identitate locală. Suntem mândri că orașul Ungheni este numit oraș al sculpturilor și Dumitru face parte din cei care au contribuit la acest lucru. Este un sufletist desăvârșit, este un om care îi place ceea ce face și lucrul ăsta îl face să fie fericit, lucrul ăsta se citește în ochii lui. Atunci când vine Verdeanu la Ungheni, se schimbă atmosfera în orașul nostru. Pentru că inima lui este acasă și este atât de mare, poate din cauza că era atât de mare, n-a încăput în Moldova și a trebuit spațiu mai mare, de ce a ajuns la Viena. Colit la Sankt Petersburg cu continuare serioasă de studii, un masterat care special l-a prelungit la 4 ani la Viena. Verdeanu, un artist oarecum călător între Viena, Sankt Petersburg și Chișinău. Iată că dânsul reușește cu expoziții, cu participări inclusiv și în alte părți, în manifestări internaționale. Mereu se află la limita între tradiție și modernitate. Are un aer de arhaitate în sculptura lui, care provine din existența noastră, din conștiința noastră. Și de aceea sunt sigur că sculptura lui va atrage mulți iubitori de artă. Verdeanu este un bonom care caută mereu să se află în mijlocul unor confrați și să discute lucruri de viață, de artă, despre tot ce se întâmplă în creație în general. Fiecare din noi are o anumită combustie care se aprinde la aceste lucruri și vorbesc dintr-o proprie experiență. Cel mai sensibil public iubitor de artă l-am găsit în România, nu în Germania, nu în Franța, nu în Italia. Aici, probabil, și modul deschis de comunicare, pentru că ne leagă istoria, aceeași limbă. Suntem în același spațiu românesc și trebuie să menținem acest cerc cât mai larg, pentru că așa vom fi puternici și vom demonstra și
calitatea pe care o are arta românească în general. Expoziția de față cuprinde lucrările realizate în cei trei poli, să-i spunem, ai lumii, în Sankt Petersburg, în Viena, dar și în Ungheni. Sperăm că pe viitor poate și din Iași, cine știe, o lucrare. Voi citi câteva rânduri pe care i le-am dedicat artistului. O visare activă îl însuflețește pe Dumitru Verdianu, motivându-l să acționeze în numele unui cult, cel al lucrului bine făcut și al temerității umane. Deși cu fiecare sculptură artistul pătrunde în lumea misterilor universale, formele rezultate sunt indicii ale clarității ce cultivă, la rândul lor, o verticalitate solemnă cu trimiteri la mit și arhetip. Exprimarea intuitivă, metaforică, ce își acordă răgaz pentru a porni cu elan, sensibilitate, probează faptul că Dumitru Verdianu a asimilat în modul cel mai intim lecția de simplitate sau de grandioasă sobrietate statuară și cea de experiment dezlănțuit din primele două. Bucurie să expui la Iași într-așa un palat și o selfie frumoasă, așa frumoasă și... Bine, eu cred că sunt artist integru și tot ce fac și la Viena și la Petersburg ține într-o dimensiune de a operei mele, dar așa ca teme și ca chiar și materiale care le folosesc,
La Sankt Petersburg diferă de cele care le folosesc la, la Viena. La Sankt Petersburg îmi place să lucrez o piatră, un granit care e dur și e foarte tipic pentru Sankt Petersburg. La Viena eu practic să combin niște materiale diferite, lemn cu marmură, lemn cu bronz și se vede în sculpturile de aici. Îmi pare bine când publicul e foarte critic, atunci eu ascultând și selectând ideile lor și ce solicită e, atunci undeva îmi corectez temele sau direcția în sculptură, dar în general bine fac ce gândesc eu. La Viena, de exemplu, se fac ușile deschise a atelierului. E o zi când toate atelierele din comună, din regiune, sunt deschise pentru public. Atelierul e vizitat de mulți, în primul rând de prieteni, de colegi, că ei sunt cei care își doresc să vadă cum cresc eu ca artist și ca sculptor. Și eu practic și deschid atelierul meu și duminica, de exemplu. Cel de la Sankt Petersburg, deși are un statut de muzeu în aer liber. Acolo sunt sculpturile din piatră și stau în curte. Și duminica e vizitată liber. Ce faceți? Cum faceți? Gândurile gând în rus, în română sau în germană? Da, fiind în română. Da, cred că. Niciodată nu m-am gândit, dar cred că vin în română pentru că nu sugerează nimic. Da? Totuși limba maternă, limba mamei, cred că vin și... Cred că în română. Tak, 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 tak,